Salut, venit și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19. Demi roleplay pe Barba Neagră. O, fraților, în vlogul de astăzi sunt puțin tel dezamăgit pentru că, uite-te și tu cum arată raba mea. Eu credeam că ăsta este tractorul meu cel mai potent din fermă. L-am adus în fermă pentru că pe teren nu s-a descurcat deloc bine. După cum bine ați văzut și în episodul trecut, a urcat cu 1 km pe oră cu semănătoare. Într-adevăr, am pus eu o semănătoare cam nesimțită pe el. Și bă, nu știu dacă s-a stricat ceva pe la motor, dacă nu mai are putere de tragere sau ceva. N-am idee, trebuie să vorbesc cu mecanicul să se uite un picuț la rabă, dar... Bă, cred că se simte vârsta acestei rabe, oricât de mult mi-ar plăcea mie, se simte, ce să mai. Singurul tractor modern pe care eu l-am în fermă în momentul de față este acest Johnny, care nici el nu e prea potent, așa că ne trebuie ceva. Și la ce m-am gândit? Zic, bă, hai să ne uităm un picuț la piața de second hand, să vedem ce tractoare vând oamenii. Avem totuși 198.000 de euro, adică nu suntem cei mai săraci de aici, din curtea școlii, mă înțelegi? Și mă gândeam eu că dacă mai vindem niște baloți, mai vând și o văcuță, niște lăptic, un vițel, o alea, bă, poate face și noi un picuț de un tractor mai baban, mă înțelegi? Și uite, am dat de anunțul ăsta, da? Sună bine? New Holland Versatil. Bineînțeles, pe albastru, este un model mai vechi, într-adevăr, nu este un model foarte nou, dar din câte am văzut se vinde în vecinătatea satului nostru, așa că m-aș putea duce după el dacă încă mai e valabil. Mă gândesc eu. Da, acum nu știu, omul cere 200.000, acum sper să negociem un picuț, din poze nu arată prea bine și... Sincer, planul meu e să dau raba și UTB-ul. Dacă aș da tractoarele astea, știți că de UTB-ul ăsta vreau să scap, pentru că scoate noxie, dă-l-ia dracu. Deci mi-e rușine cu ăsta să intru în sat. De fiecare dată evit, o iau pe la mama dracu pe acolo, zice lumea, când încerc să evit poliția. Scoate ăsta să moară măsa, deci la țiței direct nears. Așa e, zici că direct de pe vas, așa îl scoate. Așa că vreau să scap de el, numai că nu știu cum dracu, acopăr un pic cu testul, că dacă îl testează careva și scoate... Știi ce? Am putea să zicem că îl pornim la rece și că n-a mai fost pornit de mult și astfel, da, așa fac, fii atent. Lasă, că țepele se nasc pe oriunde. Iar cu ăsta mă gândeam să-i dăm și noi o spălare, dar înainte de toate, hai să-l sunăm pe nenea ăsta să vedem dacă răspunde. Să vedem dacă mai e valabil anunță, că degeaba vorbesc aici dacă nu mai e valabil anunță. Ia să vedem. A, și asta e numărul? No, bun. Doamne, ajută, ia! O fi prea târziu, mă, că e 7. O fi prea târziu, că e 7, nu e nimeni. Alo, da? A, să trăiți. Vă deranjez cu o scurtă întrebare în legătură cu anunțul. Cu Versatilul de pe OLX, mai este valabil? Sigur că da. Puteți spune așa niște mici detalii despre el, dacă e totuși în condiție bună, dacă mai lăsați un picuț la preț? Păi, în primul rând e vorba de un New Holland Versatil, are 420 de cai. Da, am văzut asta, da. Viteza maximă 50 de km la oră, cum scrie și în anunț. Mai duce 50 de km pe oră? Că păi... am văzut că e un picuț din poze, arată un picuț cam uzat, adică e un picuț cam vechiuț. Ca să fim sinceri de la început, necesită mici reparații, care automat implică și costuri, pe care eu sincer nu prea mi le permit acum. Am investit toți banii în niște pământuri și cam ăsta e motivul. Am înțeles, de-aia îl vindeți, am înțeles. Și sunt prins, nu am cu ce să lucrez. Păi nu... și îmi puteți spune un pic, eu am un mecanic foarte bun și dacă ar avea așa mici chestii, gen e de la mecanică, motorul, un radiator, păi, un cauciuc, cam ați putea să-mi dați câteva detalii așa să-mi fac o idee? În primul rând, când plouă și automat se face nămol, antiderapantele, nu funcționează, nu-și fac treaba. Mm-hmm. Sunt tocite, deci trebuie cauciucuri noi. Nu știu costurile. Nu cunosc absolut niciun detaliu. Până nu ne-a dumneavoastră tractorul? Nu, l-am de la fosta firmă, okay, a fost muncit, deci nu e, de asta și arată puțin mai obosit. Și mă scuzați că vă întreb, cauciucurile și pe față și pe spate, ziceți că trebuie schimbate? Am văzut că sunt de... mai ales pe spate, cele de pe spate sunt cam la limită. Prezoane, îmi lipsesc câteva prezoane, n-am găsit să le cumpăr. Da, alea merg făcute, deci nu e, se găsesc și roburi, deci aia nu e problema. Dar mecanica așa, gen, mecanic, scoate fum,
nu arde bine, pornește greu, asta m-ar interesa cel mai mult. Sincer, fum nu scoate de pornit, pornește foarte bine, doar că nu trage. Nu trage. Uneori, da, și nu cunosc cauza. Am încercat să caut problema, dar nu mă pricep, pur și simplu, e ceva ce mă depășește. Am înțeles, da. Căutam ceva să tragă. Păi, eu asta caut. Eu caut acum un tractor puternic și de asta v-am sunat. Am fost sincer, de pe OLX am găsit tractorul dumneavoastră, e cel mai baban. Deci de asta v-am și sunat. Mă așteptam, sincer, să meargă. Dacă a spus păi că și... mecanic, probabil am putea să-l ducem să-i facă o verificare, să constate, să-i facă o constatare. Da, păi, sincer, mai bine l-aș duce să repare, pentru că chiar mă interesează, dar în măsura în care... Dumneavoastră țineți la prețul ăla? Țineți bine la prețul ăla? Că dacă tot, că dacă are mici pe aici, pe acolo, nu mai sunt mici. Se adună, se cumulează și deja eu pot după aia să repar, dar evident voi da și eu bani la mecanic. Așa că, eu știu, ați mai putea lăsa o lecușă la preț? Sigur. V-ați gândit la... Avea dumneavoastră? Păi, schimburi acceptați? Schimburi cu alte utilaje agricole, bineînțeles, tractoare. Mă refer. Depinde de tractoare, dar vreau să ascult oferta. Ce păi, eu am o fermă într-un sat vecin cu dumneavoastră, am văzut unde locuiți și am o fermă mai măricică, așa un picuțel, nu știu de dumneavoastră cum aveți, dar am mai multe tractoare în fermă, iar în momentul de față am două pe care vreau să le upgradez. De asta, caut unul să le locuiesc pe ale mele două. Am o Raba, ați auzit de... Cred că ați auzit, na, că eu destul de... Așa, da. E din Rusia și știți ce e rusesc, e puternic... Dă-i nu e toată viața. E foarte bună. E foarte bună, în condiție foarte, foarte bună și mecanic, dar și vizual, pentru că mecanicul meu, eu îi zic mecanicul, că îl cheamă Nicu, de asta suntem prieteni, și mereu îmi ține utilajele în perfect stare de rulaj. Nu mă încurc altfel, pentru că eu merg foarte des în oraș cu ele, înțelegeți? Adică eu am lucrat și cu primarul de aici și nu pot să intru în oraș dacă, na, stric carosabilul sau... Na, dau cu fum oamenilor în pifometrie, adică nu poți. Și cel de-al doilea? Am un universal. Haideți. Este bătrânul universal. Ce românesc cu românescul. Am un universal 650 diesel și are și o vopsea specială, roșie camuflaj se numește. A fost, mă rog, la vremea ei specială, eu am ținut-o originală. Și i-am mai vopsit eu partea de jos la șasiu cu albastru, pentru că se luase vopseaua și ca să nu ruginească, v-am spus, le țin în stare foarte, foarte bună. Mecanicul meu nu prea își face tichinigeria, așa că m-am ocupat eu de chestia asta. Deci, da, spuneți. Arată bine. Mecanic? Mecanic excelent. Deci, da, veniți, o probați, excelent, vă spun. Eu pot să le folosesc, doar că nu mai am eu terenuri mici. Acum mi-am luat alte terenuri mari și cred că ați văzut zona în care locuim aici, pentru că sunt foarte multe terenuri în pantă și mie îmi trebuie ceva cu cai putere să urc o lecușă pe panta aia și nu se mai descurcă. Vă spun sincer, nu se mai descurcă universalul ăsta. Nu știu ce terenuri aveți dumneavoastră, dar universalul nu prea se descurcă. Dar dacă vreți să luați, eu știu, la cărat de remor, la animale, păi știți că universalul e, și tata aia a avut, nu știu dacă dumneavoastră ați avut păi, în ce, familie. Ce mai bine dar... ar fi să ne întâlnim ca să-l vedeți și pe dumneavoastră pe al meu, să le văd și eu pe ale dumneavoastră, dar ca să recapitulăm, deci al meu, v-am zis, cauciucuri, antiderapante, ceva se întâmplă pe la motor că nu trage tot timpul, are momente și momente, iar estetic... Al meu, sincer, nu se prezintă chiar atât de bine cum se prezintă. Am văzut din poze, mai are cu micii că a fost muncit. Dar aveți două care estetic arată, înțeleg, impecabil. Bănuiesc că nu și este... Și funcționează cum trebuie. Da, da, mai deci eu vă dau două. Vorbim și de diferență, bănuiesc. Păi, de acum depinde. Haideți să ne înțelegem un pic la, ca oamenii așa la fața locului, zic. Dacă ziceți că ne putem întâlni și nu suntem departe, ce ziceți de mâine? Eu, de exemplu, de mâine am până la prânz liber. Dacă se poate, că după aia trebuie să mă duc. Am cultura pusă și trebuie să mă la o fertilizare. Tot dar dacă... să fac și eu cu programul, doar că în cazul în care ne întâlnim ar trebui să-mi spuneți dinainte ora că trebuie să împrumut o platformă, că n-am cum să-l aduc. Da, am văzut Chedita Mai, sincer mă cam îngrijorează asta, da. Cu problema da. Pe care o are, n-aș vrea să existe probleme. La un 9 jumate, 10, cum vă stă mai bine? Că na, dumneavoastră știți cu platforma... Cred că la 10 e cel mai bine ca să pe nu... La un 10? Aha, da, aha, să fiu sigur că ajung la timp. Vă dau prin WhatsApp locația și puteți să veniți dumneavoastră aici? Sigur. Și așa testăm tractoarele, vedem ce și cum și alea.
Da, da, nu mi-a spus de diferență. V-ați gândit la o diferență? Zic să ne înțelegem la fața locului, să vedem că nu știu, nici eu nu știu, nici dumneavoastră nu știți exact starea tractoarelor. Na, și eu zic că sunt în perfectă stare, dar poate na, poate aveți alte pretenții de care eu, na, poate nu am și atunci... Am înțeles. Zic că cel mai bine e să vedeți cu ochii dumneavoastră, eu să văd tractorul și după aia ne înțelegem, vedem care e treaba. Păi, trimiteți-mi locația după ce închidem apelul. Sigur că da. 10... Aveți același număr și pe WhatsApp, nu? Da, 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 sigur. Perfect. Bun. Fac acum o trimitere de locație și ne întâlnim mâine. Eventual, dacă intervine ceva, îmi dați și mie un telefon mai devreme ca să știu, să știu cum îmi programez ziua. Am înțeles. Bun. Să trăiți. O seară frumoasă. O seară minunată. Să trăiți. La revedere. Bă, băieți! Bă, băieți! Sunt... Eram puțin mai entuziasmat, sincer, înainte de treaba asta. Eu l-am văzut pe ăsta, tractorul, și zic, bă, ăsta are potențial. Se vede din poze, nu? Se vede că are, bă, zi, e decojit, e vai de mama lui. Dar zic că dacă îl băgăm la mecanicul așa un pic și îl ducem și prea un tichinigeriu frumos așa, eu cred că se rezolvă problema. Acum să vedem, omul, nu știu ce să zic aici. Sunt și eu puțin prins că dacă dau raba și dau și UTB-ul, deja eu scap, adică scap, rămân fără două tractoare, vedeți voi, asta e beleleaua mea. Dar, pe de altă parte, nici ele nu duc foarte mult. Bă, apropo, stai aici, să spălăm naiba raba asta, că vine omul ăsta. Trebuie să le spăl un pic, să le fac aici. Ca la Neckerman le fac, mă. Nu, că ale mele sunt vopsite. Deci nu, cea... Uite, vă mai pun aici odată anunțul. După aia, când editez vlogul, îl pun acolo pe ecran să vedeți anunțul. Bă, am eșapamentul ruginit. Ai, de capul meu, să vedem cum o scald cu eșapamentul ruginit. Asta e nasolie mare. Asta e nasolie mare. Dar, hei, măcar am cauciucuri. Asta nu mă încântă. New Holland ăsta versatil pe care tipul ăsta l-are la vânzare. Are niște cauciucuri mai unice și trebuie neapărat să le iau de la o reprezentanță. Ori le iau la second, ori le iau de la o reprezentanță New Holland și nu știu sincer niciuna pe aici. Trebuie să le aduc din alt oraș. Da, e durere puțin tel în curicel. Raba asta, dar bine de rău, are niște cauciucuri ceva mai... E bine, să folosesc un cuvânt... Versatile. Mai comune o lecușe. A, și încă ceva, bă, stai puțin să mur naiba. O să iau John Deere-ul ăsta, să nu-i vină să ia idei când vine pacilea. Să nu-i vină idei, să bag și John Deere-ul la vânzare. Hai așa să-mi iau de aici, dar las pe ăla, las UTB-ul afară la decapotabil. Nu, dacă îl vrea și pe ăla nu-i dau, că nu duce. Nu duce, New Holland-ul lui nu duce chestia asta. Dar nu vreau cu John Deere, ăsta e frumusețea fermei mele, chiar dacă nu e foarte potent așa pe deal, dar îl bag aici. Bun, mă, fraților, păi ce să mai, mâine se anunță a fi o zi plină, sunt foarte curios cum va decurge tot negoțul ăsta dintre tractoare. Este prima dată când fac un schimb, sincer. Eu de obicei vindeam la magazin. Bă, arată bine acum, da? Este să bag la lanterna, ok, pe aici, mamă, mai am o piesă ruginită aici. Dar astea sunt ușoare, mă, astea sunt save, astea se schimbă, deci nu e mare drac. Un eșapament e mult mai ieftin decât în cauciuc, așa că avem asta la mână, știi? Acum să vedem cu ce ne surprinde și tipul ăsta. Uite, cum l-am întrebat cum se numește, trebuie să nu uit mâine, că eu uit numele, așa că trebuie să-l rețin din prima, să nu mă fac de căcat. Știi ce? Mă duc și eu, mă duc în casă, mă spăl. Bă, și ăsta, bă, UTB-ul ăsta. Îi dau repede o spălare și ăstuia. Mă duc să-mi prindă nămol, am muncit toată ziua. Și bag și un serial pe Netflix, iar noi ne vedem mâine cu cealaltă jumătate a vlogului ăstuia. Bun, ne vedem maniana! Neața, fraților! Trebuie să recunosc că sunt ceva, de ceva timp trezit, doar că nu pot să-mi revin. Am stat, m-am luat cu un serial, văd mai nou acum. Văd pe Amazon Prime un nou serial și se numește... Uite că nu mai știu cum e, The Priest sau ceva de genul ăsta, preotul, care face exorcistul se numește și face în fine, nu vă mai iau cu astea. Hai să sunăm pe nenea asta că văd că e 9.40, și apropo, serialul ăla chiar merită, exorcistul, pe Amazon, vi-l sugerez. E 9.40, ia să vedem pe unde e omul, să vedem dacă se descurcă cu locația mea. Bun, hai că-l sun acum. Fui prin trafic. Să trăiți, bună dimineața! Să trăiți, bună dimineața! Pe unde sunteți? Sper că încă mai veniți, nu? Da, sunt aproape, în maxim 2 minute conform GPS-ului, ar trebui să ajung și eu... Am înțeles! Bine, sper să și nimeresc poarta care trebuie, să nu... Păi, cum intrați în sat, faceți pe dreapta. Imediat pe dreapta,
prima casă este a mea, mă rog, curte, și okay, v-am pus un con fix pe trotuar, așa că se poate vedea, dar vă aștept eu aici afară, deci vă aștept eu aici afară, haideți că nu vă mai rețin la volan. Cel mai bine că în 2 minute ajung acolo și să nu, că da, dacă da, trec de dumneavoastră n-am cum să întorc. Sunt aici, am luat, sunt pregătit să opresc și traficul dacă avem niște trafic, deci nu vă faceți griji, mă gândesc că platforma e destul de mare, dar vă mai țin de vorbă, vorbim aici, haideți. Bun, haideți că ne auzim. Să trăiți, să trăiți. Ok, ok. Bun, hai că l-aștept aici, nu știu exact pe unde e. Eu m-am uitat pe locație și știu că vine din partea aia. Asta, da, mă gândesc că nu o veni din altă parte. Mă gândesc că nu o fi luat-o pe ocoliș, să zic așa. Tipul e dintr-un sat vecin, din câte am văzut. N-am fost în satul ăla, nu prea cunosc pe nimeni pe acolo, nici prin ăsta. Abia cunosc eu pe cineva pe aici. Dar sunt aici, uite, am conul de trafic, sunt pregătit să opresc traficul, nu încă, nu încă, dar în caz că există, ei bine, uite, mai avem și oameni pe aici, hai că ne ajută oamenii, pentru că trebuie să băgăm, o să vedeți voi, chedita mai tractora, am făcut un Google search aseară, între episoadele, uite-l pe nenea, uite pe nenea, și da, o să vedeți că e foarte, foarte mare, stai așa să iau traficul conul, aici. Așa, ce tir frumos. Haideți, îndrăzniți, asta este curtea. Nu știu dacă mă aude de acolo din interior, o să fac cu mâna. Fac cu mâna aici să intre, l-o incomoda asta. Așa, porțile sunt. Bagă în curte cu fața sau cu spatele, cum preferați? Păi băgați cu fața, pentru că am și ieșire pe partea cealaltă. Deci dacă băgați cu fața, puteți să ieșiți după aia tot cu fața. Deci nu vă faceți griji, nu trebuie să băgați cu spatele. Doar că luați-o larg că... Pe aici e foarte, foarte înghesuială. Dar n-am, sincer, nu mă așteptam să fie chiar atât de mare platforma. Așa. Foarte bine, arată foarte bine. E bine? Arată foarte bine deocamdată. Mergeți în față, tot în față. Nu, stați liniștit. Fier forjat, e un pic cam scumpit cel, dar țineți stânga, așa, țineți stânga. E scump ăsta al dracu, am găsit pe cineva în sat să mi-l facă și a zis că e, dar nu, e scump, nu vă sugerez fierul forjat, apropo. Oricum, haideți, îndrăzniți? E cam singura casă care are gard din fier forjat. Păi am zis și eu să mă... Cel timp până aici. N-am vrut să mă integrez chiar din prima, de asta... Bun, merg mai în față sau... E absolut unde? Perfect, mergeți vă rog frumos mai în față, haideți după mine. Bun. Haideți că eu am fost jucător de fotbal la viața mea și am gambele puternice. Puteți să treceți de această remorcă sau o mut de aici? Se poate? Se poate, ok. Da, am lăsat-o eu aici, că am fost grăbit și îmi trebuie. Un pic mai în față, dacă se poate. Și aduceți aici, un pic stânga. Luați stânga un pic și opriți-o, puteți să opri chiar aici. Aici o puteți lăsa, perfect. Așa, puneți frână de mână, nu uitați de frână de mână. Așa. Domne, să trăiți. Bun, numele meu e Marinel Popescu. Îmi pare bine cunoștință, Mihai mă numesc. Mihai mă numesc și sper să nu vă uit numele, că eu de obicei eu uit numele foarte, foarte rapid. Cred că și dumneavoastră vi se întâmplă, nu știu sigur. Doamne, ăsta e mastodontul. Mi-a spus chemare, dar e... Aici e. Sunt zgârieturile de care vă ziceam. Deci estetic, nu arată ca ale dumneavoastră. E într-adevăr ruginit pe aici pe acolo, într-adevăr, se vede. Nu, am văzut și din poze, dar într-adevăr, în realitate... Nici n-a fost condus de aceeași persoană, au fost mai mulți angajați care l-au condus și știți cum e, unul are grijă, altul unde nu are grijă. Unde ați lucrat până acum? La o fermă agricolă. Și acum aveți ferma dumneavoastră? Încerc să-mi fac o fermă a mea, mi-am cumpărat 2 terenuri, și doar că nu mă pot descurca cu tractorul ăsta. În principiu aș vrea să mai angajez o persoană care să mă ajute și nu prea avem cum să lucrăm 2 persoane pe un tractor. Am de asta înțeles. Oferta asta mi-a făcut este... Ăsta este singurul tractor pe care îl dețineți? Da. Am înțeles. Și vreați practic să investiți în... păi vă pică la fix ce... Cam pica mânușe. Vreți să vă arăt... Aici avem cele 2 exemplare. Este Raba, de aici eu zic Sfântul Petru, că e mai bătrânior așa un picuț și rus, așa că Sfântul Petranie. Arată foarte bine. Uite, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, vedeți, mai are un eșapament ruginit acolo și mai are și, de fapt, tubul de eșapament este cam tot ruginit, dacă observați aici. Dai țevă rai, adică dacă cunoașteți pe cineva care îndoaie țevi, adică, că na, logic. Se înlocuiesc, nu e problema Nu se asta. Cumpără de la Altex o țeavă de asta, clar. Chiar arată foarte bine estetic. Eu v-am spus, îl am pe mecanicu, care, da, așa zic eu, că îl cheamă și Nicu și mecanicu și sunt foarte mândru de gluma asta. Lui nu prea îi place, apropo. Și normal, raba asta a fost galbenă toată, dar am făcut-o în 2 culori așa, mi-a plăcut mai mult. Trebuie să recunosc, asta de sus, gen...
habitaculul nu e al ei. Eu când am luat-o, habitaculul era ruginit. De la ploi a fost tătut. L-am schimbat cu totul. L-am schimbat cu totul. L-am refăcut. Sigur că... Intrați în el. Intrați un pic în el să vedeți. Am tapiserie nouă. Am făcut tot că nu... Avea și un miros așa de apă de astată. Și e na. Foarte curat. E foarte curat. Aveți cheia acolo? Aveți cheia acolo? Puteți să-i dați ok? Că nu e. Și nu e încălzit sau ceva, deci e totul la rece. Puteți să faceți câteva porniri să vedeți vibrațiile. Am scaunul echipat cu câteva arcuri în plus, tocmai pentru a elimina șocurile, așa că eu am avut probleme. Poate na, nu ne-am împrietenit chiar atât de mult, dar eu am și niște hemoroizi și cam toate tractoarele pe care le am au extra burete și arcuri în scaune. Să fie mai confortabile. Să fie, sigur că da, da. E recomandarea medicului. Lăsați că aici oricum n-am dat eu, nu e gazon cine știe ce, dar dacă puteți să testați un pic mai încolo, v-aș fi recunoscător. Okay. Aici nu mai scuze. Am nicio problemă, nicio problemă. Da, se vede, nu? Adică, nu, excelent. Arată bine, se vede bine. Singura problemă sigur. Pe care o constat e spuneți. Ușa asta, deci, care stă întredeschisă, nu se închide. Da, definitiv. Da, păi cum v-am spus, ceva. Da, habitacul a fost făcut pe comandă, știți? Și când l-am montat, fiind metal, fiind tablă, vedeți dumneavoastră că tablă, s-a îndoit la montaj. Deci când l-au pus cu macaraua, că vă dați seama că ăsta e greu, a venit cu totul, s-a îndoit și nu se mai închide asta, trebuie pilit. Apoi eu nu asta, am un pilit. Asta cred că pot să o rezolv, da. Că nu e... Dacă aveți un polizor, se poate pili și se, și se montează. Adică nu e, nu cred că o problemă de nerezolvat. Da, asta ar fi cam singura chestie și eșapamentul. Iar da, aici avem UTB-ul cu șasiul colorat albastru, cum v-am spus mai de... Asta chiar... Da, vă place marca? Chiar mă impres... Da, știu să le și... Repar aparent, spre deosebire da? De a, mai mastodont, avut. Da. Ați mai avut, înțeleg. E ceva mai familiar. A avut da. Și bunica mea, dar da, nu l-am mai prins, din păcate. Na. Chiar am unul, da bine, e în stare, e dezmembrat, l-am și aș putea să iau piese de schimb în cazul în care apare la un moment dat. Eu vă garantez că cel puțin, hai să zicem, 100 de pogoane, nu aveți probleme cu el. Deci vă spun, uitați-vă un pic la baterie, deci vă rog frumos. Le-am pe toate schimbate. Filtru nou, uitați aici, filtru, nici măcar, deci nu e nimic. Și asta, na, e un pic o glumă între mine și mecanicul meu de vopsea. Am zis că, bă, hai să o lăsăm pe asta originală, care, după cum bine vedeți, este un camuflaj roșu, dacă putem da, să-i spunem văzut așa. Mai e prima dată când văd de asta, mă văd toate părțile. A fost spreiată, asta a fost spreiată. De obicei ăstea sunt portocalii, uitați că mai am unul aici și date așa cu pensula, înțelegeți? Și mai am unul aici pe care posta nu-l vând, ăsta e un fel de emblema fermei mele. Da, și mi-a plăcut foarte mult, da, da. Eu, pe ăsta o să-l dau probabil fetei mele când voi avea o fată și... probabil o să-l țin în garaj, nu știu, hai să zicem 50 de ani și după aia o să-l vândă unde, unui muzeu ceva și sper eu să ia foarte mulți bani pe urma asta. O să fie practic viitorul Bitcoin, deci ce vedeți aici, așa sper eu, acum na, vedem, Doamne ajută bun. Cu înainte, da. Fii, puteți să luați, aveți cheia și aici că eu țin cheile, da, sigur că da, aveți cheile, mereu țin cheile înăuntru, brădulețul dacă observați nu mai miroase, că na, a trecut ceva timp. Acolo, fix... Deci e pe dreapta, spăm pe mijloc. Trusă la el tot, perdeluță, trusă, da, absolut da, tot da. Acumul. Tot păi, na, perdeluță când avem aer condiționat, trebuie să ne ferim de soare cumva, știți cum e. Poți să-l... Băgați cheia, dați-i. Asta e, na, e un universal, are da. O vârstă, nu ia tot din prima, dar nici nu te chinui. Pornirea nu e importantă, important e să tragă, să-mi fac treaba cu el. Să știți că trage. Văd că nici fumul scoate foarte mult. Nu scoate foarte fum, e și pornit la rece. Vă imaginați, adică eu, na, e de dimineață, e la rece, dar vara e altă poveste. Vara e altă poveste și dacă îl țineți un pic așa pe loc, ăsta e un motor care trebuie încălzit. Ăsta trebuie să se moaie filtru, trebuie motorina să circule, trebuie să... Uleiul, de exemplu, dacă nu ajunge la temperatura corectă, evident scoate fum. Asta e clar. Da, uite, dacă vă uitați... După ce se încălzește, n-ar mai scoate chiar atât de mult fum. Nu, sigur că da, sigur că da. Interes. Păi da, uleiul, dacă e prea viscos, evident, motorul nu trage cum trebuie. Și după aia, după ce se încălzește, se lubrifiază mult mai bine. Când se duce pe peste tot. E puțin așa, nu vă sugerez să-l porniți, că... și așa sunt toate UTB-urile, să știți, nu e doar asta, nu vă sugerez să-l porniți la rece și după aia să plecați la câmp. Mai treziți-vă cu 20 de minute înainte, îl porniți, lăsați să se încălzească, vă garantez că toată ziua nu aveți probleme cu el. Nu schimba de filtre, nu nimica. Să analizăm da. Și spuneți. Ce vă interesează pe dumneavoastră, băi, tractorul meu.
Puteți să-l dați jos? Putem să facem o tură cu el? Sau nu este în stare nici măcar să meargă? Că știu că am vorbit aseară și știa... Merge, eu mi-am făcut treaba cu el chiar în săptămâna trecută, doar că are momente când nu trage. Pur și simplu nu mă ajută. Deci eu mă pot deplasa... Știi de ce vă întreb? Mă interesează să-l duc până la mecanic, înțelegeți? Așa. Evident. Așa, dumneavoastră știți aici că eu sincer n-am mai operat un New Holland până acum, este că prima dată când aș putea intra pe așa ceva. Vă deranjează remorca asta de aici, o iau? Nu, doar dacă vreți, da, ca să nu mai mut eu platforma. Am înțeles. Dacă nu mut eu platforma și... Uite, o să folosesc chiar UTB-ul, o să vă arăt aici. O demonstrație de forță. Sigur că da, am și remorcuța aceea la vânzare, așa că nu știu dacă ați văzut contul meu pe OLX, dar dacă vă interesează o remorcuță mică, ei bine... Vă poate servi foarte bine, e doar murdară, dar e în stare bună, tăblăria e ok. Cea pe care o mutați acum? Sigur că da, e mai micuț așa, dar dacă aveți, eu știu, un porculeț, o găinușă, adică la animale merge foarte bine. Și să știți că... Pe unde se... Despre ce preț vorbim? Acum vedem. Sincer, n-am pus așa un preț. Hai să zic un 200... Un 200 de euro? Cam așa? Nu e mult. Să venim aproape mult. Să asistați la momentul pornirii. Imediat. Acum vin. Stați un pic, așa că deja am obosit alergând pe aici prin fermă. Eu l-am pornit de dimineață, sincer. E încălzit, deci puteți să dați câte ture doriți dumneavoastră. Trebuie să-l încălzesc de dimineață? Nu merge la rece prea bine? Eu l-am încălzit ca să fiu sigur, că n-am știut la acel test să-l pun, am crezut că poate vrei să cărați cu el. Nu vă imaginați, nu, că nu-s nebun. Nu, vreau să-l iau un pic să văd dacă merge atâta tot. Vedeți, mare, așa și poate... Simțiți nevoia să... Nu, stați cu minte. Mecanicul meu știe mai multe despre asta. Nu, eu mecanic nu prea sunt cu astea. A pornit din prima, acum să mă ajutați să ieși eu de pe platformă, că aici mâncam în curcă. Am văzut, ok, stați și... așa, o să mă pun eu pe mijloc, așa, dați în față, țineți roțile așa și dați în față, ușor. Nici nu așa. E platforma mea și n-aș vrea să... Un pic dreapta, dar foarte puțin dreapta, atât. Așa. Dați cu încredere că vă spun eu, mamă, dar deci depășește lățimea platformei. Nu vreau să simt platforma că până mă plec cu mai multe cheltuieli. Vă înțeleg. E bine? Este perfect, este absolut minunat. Vă pricepe, nu? Se vede că o dați ușor jos că o să-mi scrâjilească greutatea dalele de jos. Dacă așa că avem ceva să băgăm la roată, dar nu... N-am nimic, n-am ce să... Un balot, dar e prea mare. Dați cu încredere că dacă e să râme aici... Nu, e la milimetru. Perfect. Dacă nu mi-a atins nici când am urcat. Asta e de la antiderapante, cum ați spus, de la cauciucuri. Sunt ușor tocite, că dacă erau mai pline, nu mai aveam probleme de-astea. Dați cu încredere. Bun, acum puteți să... Pot să-l iau? Pot să urc? Ați lăsat? Am înțeles. E puțin intimidant, sincer. Vibrează... O să mut eu platforma ca să aveți loc să treceți și în partea asta, dacă... Ar fi foarte bine, dar... Două secunde să vă arăt și pe unde. Dacă o luați aici la stânga, ieșirea se va face fix în față. Așa că dacă o luați la stânga și parcați aici, putem să stăm după aia puțin la vorbă și... Deci poți să o las aici, pe partea asta. Sigur că da. Aici nu mă încântă de... Nu mă încurcă, pardon. Nu mă încurcă deloc. Bun, ia să vedem ce avem aici. Și motorul se mișcă din toate încheieturile, văd, se vede cai putere. Cât ați zis că are la cai putere? 400? 420. 420 de cai putere. Abia când am cumpărat, acum... Păi, cred că dumneavoastră ați vrut să compensați aici cu 420 de cai putere. O herghelie, domnule, o herghelie. Așa, pe scară. Așa. Doar e imens, e absolut imens. Am noroc că am luat această fermă cu gândul de a mări utilajele, să le pun mai cu gabarit depășit. Și ăsta în cape. Curățel în interior. Să știți că interiorul chiar arată bine. N-am văzut poze, n-ați avut poze cu interiorul și chiar mă întrebam oare cum e interiorul. Văd că aveți acolo și... Contra greutatea nu mai știu exact de cât e, dar cred că are peste 1000 de kilograme. Așa apare peste tonă, sigur că da. Văd că e modabilă, așa că putem, e modificabilă, deci putem scoate segmente și o facem în funcție de cum vrem, da. Doamne, e impresionant ce-i drept, e impresionant, scoate foarte mult zgomot, observ aici și vibrează de doamne, trebuie neapărat să mai bag ceva în...
O să merg cu pernuța la mine o perioadă probabil. Ia. Pot să îl iau un pic în față și nu cade nimic de pe el, nu? Nu vreau să vă jignesc, nu. Întreb de curios așa. Singura problemă apare când încerc să trag ceva după el. Atunci are momente și momente. Aha. Fără nimic. La puterea de tragere. Da. Exact. Luminile? Se pare că da, avem și martori în bord. Ok? Da, merg. Se pare că merg. Avem și eu mai merg cu el pe carosabil. Și girofar dacă aveți nevoie. Și girofar? Da. Genial, absolut genial. Da, e foarte bine pentru că e cu gabarit depășit, este clar o opțiune complet necesară la un astfel de tractor. Bun, o să mă deplasez un pic ușor în față. Sigur. Vai, Doamne, ce are niște cauciucuri, n-am mai văzut așa ceva până acum. O să fac aici o rundă. Da, e clar, cu ăsta trebuie să te obișnuiești. Clar trebuie să te obișnuiești. Dar văd că vă, nu știu, așa a venit sau i-ați modificat consola din față aici, pentru că văd că are display, afișaj electronic. Ca să vă explic, unde lucram eu, nu mai îmi dăduseră bani de vreo 3 luni de zile, aproape 4. Da. Am decis să plec. Am încercat să pun oarecum presiune să mă plătească, pentru că plecam și automat la plecare trebuie să-mi facă lichidarea. Și atunci mi-a propus să-mi dea acest tractor. Deci nu știu cum a venit, cum l-a luat, dacă l-a luat nou. Am înțeles. Bine, eu bănuiesc că nu l-a cumpărat nici dumnealui nou, fostul patron. Și a fost condus de toți angajații. Da. Se pare că a fost... Mi-a exact 4-5 la număr, exact. Măgarul fermei, să zic, așa, ăla care a tras de toate. Era cel mai mare din fermă, dar și cel mai obosit. Da, de asta mi l-a și dat. Da. Știa și el de ce probleme are. Într-adevăr, ce-i drept, o să-l opresc aici. Iar unii mergeau mai cu grijă, alții mai fără grijă. Am înțeles. Dar nu, se vede, ce-i drept, se vede. E mare, și... nu e ca un tractor mic, adică e mare, trebuie să-i mai nu e al tău, nu-ți pasă chiar atât de mult. Într-adevăr, la firmă e altceva. Trebuie să te încadrezi, altfel că nu te încadrezi ca cu Universalul sau așa cu... e, da. Ceva mai mare. Cum obișnuia să-l duceți pe câmp cu platforma sau mergeați pe străzi? Da. Cu platforma? Depinde unde erau terenurile. Dacă aveam terenurile în spatele fermei, că aveam terenurile evident. Fermei, evident că ieșeam, aveam să demontau oarecum porțile. Da. Da, se vede că a fost condus de mai multă lume, clar. Când e al tău, uite, păi nu vreau... Și dacă aveați porțile mai înguste... Nu mai intram cu el în curte. Nu mai intra, sigur că da. Mai am o intrare slash ieșire pe partea cealaltă. Pe cea din dos, care e un pic mai măricică, că tot vorbeam mai devreme. Da, eu văd potențial în asta. Cred că mecanicul meu poate face o treabă bună. Da, văd multe elemente care trebuie, de caroserie, care trebuie schimbate, că sunt complet ruginite. Adică astea, clar, revopsit, clar tot, nu se poate fără. Prezoanele văd că vreo 3 lipsesc. Da, la prezoane. Asta nu e problema. Am căutat, n-am găsit să cumpăr. Acum, dacă aveți altă sursă... Cred că pot obține pe comandă. Ce mă îngrijorează pe mine sunt cauciucurile. Poate altele dacă găsiți. Se pot modifica. Da, se fac pe comandă, să știți. Se face cu filet la comandă, deci nu e problema. Ce mă îngrijorează pe mine sunt aceste cauciucuri. Sunt unice acestui tractor. Am căutat și eu un pic pe Google acest model și am văzut că sunt unice acestui tractor și eu nu știu nicio reprezentanță în New Holland prin vecinătate și nu știu dacă mai vând. Ăsta e... Are ceva ani. Nu e un model nou oricum din câte văd. Da, e. Are la partea ceva de caroserie și prezoanele puteam să-i le fac și eu, că nu e o cheltuială foarte mare. Dar chiar și așa tot nu rezolvam problema motorului și a cauciucurilor. Deci așa este, da. Da, v-ar fi adus mult mai mult și clar. Rezolvam un detaliu mic și rămâneam tot cu cele importante nerezolvate și așa nu ajungeam niciunde. Păi, eu vă propun așa, spuneți dacă sunteți de acord. Na, acum aș vrea să negociem un pic, pentru că știu că am vorbit de o diferență astă seară când am vorbit la telefon. Și e foarte mâncată caroseria, e foarte, foarte mâncată. Știți și dumneavoastră, cu astfel de caroserie la un astfel de tractor se face doar pe comandă. Asta nu se... L-au ținut în ploaie, nu l-au băgat. Sigur, da. Dar nu pot să cumpăr, eu nu pot să mă duc să cumpăr o capotă de New Holland, înțelegeți? Evident, ce vreau să zic. Chiar dacă găsiți e foarte scumpă. Poate să iau așa genul jumătate de acoperiș și într-o apă și atunci eu pun deasupra e capota, înțelegeți? Eu vă sugerez și cred că ar ieși bine pentru ambele părți să facem un schimb pe schimb. Eu n-am mai făcut așa ceva până acum, dar eu chiar văd potențialul în acest New Holland și dacă ziceți că nu puteți să faceți treabă cu el și v-ar încânta mai mult o rabă și un UTB-ul, eu știu că sunt mai ieftine,
Raba și UTB-ul, dar condiția lor este net superioară. Faptul că vă urcați în ea și puteți să faceți treabă de astăzi, dacă aveți terenurile, de astăzi vă dau și cu jumate de rezervor. UTB-ul este full. UTB-ul este full la motorină, deci nu avem. Ia, nu m-am uitat la dumneavoastră cât aveți aici. Să văd dacă... Oh, vai, ok. Mai am foarte, foarte puțin. Mai am foarte puțin la motorină la el. Mănâncă mult, nu? Mă gândesc că de-aia nu vrea să băga motorina. Depinde de activitățile pe care le... 2-3 dinozauri, cum zicem aici la fermă. 2-3 dinozauri mănâncă, da. Da, tractoarele arată bine. Deci vă garantez, vă urcați în ele, la treabă pe câmp cu ele. Că ăstea nu-s de stat. Ăstea nu-s de stat aici, să știți. Vedeți câte garaje. Au stat în toate garajele, dar niciodată pe afară. Deci se vede, nu? Și dacă vă urcați, uite pe aici prin spate, de pe aici... puteți să dați piciorul așa dacă sunteți mai flexibil așa un pic. Ne putem uita pe plafon să vedeți aici. Deci aici cred eu că se vede cel mai bine pe plafon. Clar se vede. Deci, na. Filtrul de aer, uitați, schimbat tot. Filtrul e Neckerman, cum se zice. Marge mamaie, Neckerman ar fi asta. Bun, ce mai există o variantă să facem schimbul, însă trebuie să mă ajutați și pe mine cu un singur lucru. Spuneți. Platforma nu e a mea, am închiriat-o și măcar la costurile de închiriere să mă ajutați puțin că sunt într-o perioadă. Mi se pare corect, mai ales că l-ați adus până aici, nu, sunteți un om corect, se vede. Păi și cam cât ar însemna asta, cam să-mi fac și o idee? De obicei, închirierea unei astfel de platforme plus camionul aferent era de 2000 de euro, mie mi l-a închiriat cu 1000 ca să nu vă mint, măcar jumătate, 400-500 de euro. Facem jumătate. Facem jumătate. Sunteți un om cinstit și poate mai lucrăm pe viitor. Cum v-am spus, am și această remorcuță la 200, așa că dacă doriți, păi, să o luați acum și remorcuța... Și au remorcuța? E, pentru mine e perfect, nu? Pentru mine e absolut perfect. Mi-am dat 300 atunci... Bun, acceptați Bizum, vă fac o transferenție, că nu am cash. Sigur, vă dau sigur, pe aplicație, perfect, în absolut. În perioada asta nu prea se lucrează cu cash. De asta stau și stau un pic și la distanță, că na, știți cum e cu COVID-ul vieții și așa mai departe. Bun, păi haideți să le putem urca? Da, sigur, acum cobor rampa. Așa, perfect. O să mă urc prima dată. Dumneavoastră, cum eu n-am mai mers cu astfel de platformă, Raba este cea mai grea, după care vine UTB-ul. Să punem Raba prima. Raba prima, nu? Sau, nu știu, cum ziceți dumneavoastră? Cred că Raba e cu duș întors. Raba ar fi trebuit pusă cumva pe mijloc. Că dacă o pun în spate, o să-mi fugă de spate. Dacă o pun prima... Mă scuzați că vă întreb. Văd aici două... înălțiere de astea, de înălțare, nu știu exact cum se numesc, că nu sunt în domeniu. Aș putea să pun UTB-ul, aș putea să-l urc. Văd că aveți și chinci, putem să montăm aici. Credeți că are loc acolo? Eu cred că da, eu cred, nu știu exact. Dacă măcar remorca o putem da cu spatele. Eu mă încumet. Dacă sunteți... Da, sigur, dacă... Așa, da. Dacă sunteți pe fază un picuț așa că... Eu nu mă încumet că nu vreau să plec cu ele stricate, să plec cu ele zgâriate. Nu, stați liniștit, cum așa, nu, cum așa. Dar într-adevăr, cu astea să știți că întorc toți veteranii agricoli capul după dumneavoastră dacă mergeți cu un astfel de universal, pentru că majoritatea în momentul de față nu mai sunt în starea asta. Ba sunt decapotate, ba sunt ruginite, dar asta într-adevăr și-a păstrat spiritul. Păi bun, o să-l bag cu fața. Apropo, când dați cu spatele, intră aici un picuț, trebuie să dați în marșarier, și vă spun așa că să știți pe viitor, intră un picuț mai greu, cum intră la UTB-uri, trebuie să tragi de manetă mai înspre tine, mai înspre între picioare, cum ar veni, să vă spun așa. Și ca să știți pe viitor, că schimbătorul în marșarier are nevoie de un pic de putere. Vă descurcați acolo? Vă descurcați. E lată, remorca nu... De, aici e problema, aici, să vedem dacă... Ia. Yeah. Eu nu mai văd acum de capota tractorului, spuneți-mi dacă sunt orientat cu roțile pe... Da, sunteți la limită, dați în față, ușor, sunteți... E, cu alea mari e problemă, că... Stați că am uitat să pun frână de mână, stați... Hai că vrea, ușor, cât pot în față? Nu, e bine, dați. Îmi spuneți dumneavoastră cât? Dați, e bine. O putem lăsa așa în pantă? Da, mai aveți spațiu, mai aveți. A, mai aveți? Mai dau, ok. Mai merge. Hop. Așa, să nu vă jeneze după aia la întorsul camionului, nu știu. Uite că a avut... e perfect. Trebuie să mă dau jos. Păi e perfect aici, da. E perfect. Da, niște chingi acolo montate și cam asta a fost. Haideți că mă apuc cu Raba.
Asta zice să o punem fix pe axe, corect? Da, și remorca eventual o lăsăm în spate. Oricum remorca nu e foarte grea, e ușoară. Da, aceea e ușoară, sigur că da. Sau putem băga acum remorca. O să trebuiască să vin eu cu un alt tractor, dar haide să băgăm raba. Haide să băgăm raba prima dată. Aici greutatea la rabă, ca să știți, este în mare parte pe frontală. Așa îl ajută pentru direcție cel mai bine. Așa că trebuie să ne ghidăm după motor. Practic nu are nevoie de contragreutate. Nu. Dacă observați, capota vine mult în afara roților, da, axului frontal. E, da, e un design rusesc foarte ingenios, nu știu de ce nu se mai face, dar raba a fost și va rămâne practic în istoria agriculturii ca una dintre cele mai bune mărci. Dacă luați mai în dreapta, mai în dreapta un pic. Gata, perfect. Din nou nu văd de capotă, deci dacă îmi spuneți, mă dirijați un pic, ar fi super. Puțin mai în stânga, dumneavoastră. Perfect. Perfect. Mai, da. Mai în față, ok. Mai, ok. Hop, aici. Musețea aia. Așa. Ei, și cred că a rămas la limită oarecum și pentru remorcă. Dar m-ați ghidat cu suspans aici, văd. Să economisim spații. Nu, se vede că ați mai lucrat cu așa ceva, da. Nu, astea sunt utilaje prea mari pentru mine. Dar uitați ce se, dacă planuiți pe viitor să vă cumpărați această platformă, se va potrivi cu raba foarte bine. Dacă, na. Va lua amploare ferma dumneavoastră. Așa. Remorca cu ce putem... Păi o să vin cu acest UTB clasic. Da, frumos, chiar vreau să-l văd cum... Vreți să luați o tură, să vedeți cum e? Are ceasuri vechi, deci haideți, vă rog, insist. Este tare pic, eu nu merg cu el, eu vă spun, îl țin doar aici, la mine în fermă. Păi, impecabil, n-are nici măcar o nimic. Ceasuri analog, originale, sunt, bineînțeles, restaurate. Îi faceți polish în fiecare zi la cum arată. Da, dar ce-i drept, asta e de la brumă arată atât de bine. Ce să mai, o frumusețe, cum a spus, nu e de vânzare, dar na. Acum stați aproape că nu se știe niciodată. Vi las ca intervine. Să luați remorca ca da, să... Da. Așa. Pe asta, dacă îl zgârii... No, m-am rezolvat, vând un pământ. Stați cu minte. Și așa am prea multe, am două. Stați cu minte că nu e posibil, nu. Remorca, vreți să-i dăm o spălare acum rapid? Că parcă mi-e un pic așa o rușine să o vă dau așa. Îi dăm un pic de spălare, doar că parcă când stă lângă celelalte tractoare e păcat. Dacă nu vă deranjează... Nu mă deranjează deloc, am aici spălătorul cu presiune, așa că nu e niciun fel de deranj. Chiar dacă n-a fost calculată la început când am luat platforma, cred că totuși are loc și remorca. Să sperăm, am puține emoții sincer aici. Ia uitați, se curăță toată, vedeți? Deci să nu credeți că e rugină sau ceva, deci dăm cu presiune să ia toată. Casa e muncită. Remorcă într-adevăr muncită, ia uitați. Măsurați să... am înțeles, măsurați să vedeți. Da, mă uitam să văd dacă avea loc, nu, că are loc. Nu, e micuță. Ia uitați, deci tablărie frumoasă, inox inoxidabil, deci frumos. Vedeți? Toate bune. E de la Lizard, este o companie, un brand mai nou name, așa un picuț, dar na, e o remorcuță, nu-i un tractor până la urmă și până la coadă. Bun. Acum, hai să sperăm că e în regulă. Sunteți bine pe rampă, să vedem cu încadrarea cum suntem. Ia spuneți-mi până când... Da. Acum, na, și dacă mai atinge roata, nu cred că e o problemă. Mai. Hop. Aici. Ia să vedem. Păi știți ce? Dacă urcați... Cred că e la limită. Nu, e la limită. E bine. Două secunde, să mă duc să parchez și eu UTB-ul și vin să vă ajut la chingi. Două secundele. Așa. Ia să-mi spuneți, când ridic brampele, se întâmplă ceva acolo? Dați. Dați bine. E bine. E perfect. Am mișcat-o un pic, dar foarte, foarte puțin. Așezat-o, da. Asta e terminologie de... de șofer de tir, sau... Da. Bun, chingile? Păi chingile dumneavoastră, și unde le țineți pe astea? Văd că câteva le aveți pe aici. Le-ați plasat la UTB, văd că sunt plasate aici jos. Mai rămân aici. Acolo, din păcate, văd că nu are chingi decât sus.
Nu are cringe. Poate, poate a, uitați aici opritoarele. Poate le pune spastea și atunci nu avem probleme. Bun, 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 bun. Oricum, haideți că vă dirijez. Am pus frâne de mână, deci nu e problema. Aici în față, haideți după mine, haideți după mine. Așa. Luați larg, luați larg, aveți unde, oricum. Aveți. Apropo că, na, nici n-am mai apucat să mai stăm așa de vorbă. Dacă vreți vreodată să facem un grătar, să mai vorbim una, două, să mai schimbăm o impresie despre agricultură sau, nu neapărat, dați dreapta, dați dreapta. Eu aici sunt și ne auzim la un telefon eventual. Mă, aveți o curte imensă. Este, este, într-adevăr, da. Singur? Deocamdată sunt singur, deocamdată singur și cu... Mai angajez oameni din sat, mai cunosc oameni din sat și mai angajez, într-adevăr. Poate aveți recomandări pe viitor, că și încă caut o persoană, dar de încredere, nu... Doi, să știți că eu lucrez foarte mult cu o femeie aici, ea are mulți copii. Aici stânga, luați stânga, luați stânga aici dacă puteți. Deci larg pe dreapta și după aia stânga. Haideți că vă spun după aia, ca să nu vă, să nu vă incomodez. Mare grijă la, la crengi. Aici am tăiat eu crengile, nu vă dau un parbriz sau ceva, nu vă faceți griji. Dă trunchi să nu dați. Așa. Ăsta e, mare atenție, mare atenție sus, mare atenție. Ăsta e dud, știți, și na, e mai, eu mai scutur din când în când, dar na, de asta îl țin, că altfel luam și pe ăsta de aici. Cred că ating... Două secunde, stați două secunde să văd. Cred că, cred că burta, cred că burta. E aici dâmbul mare. Jos. Atinge jos un picuț. Ah, se scrijelește un picuț, dar are, are da, protecție terenul acolo. Terenul ăsta al cui din față? Terenul e al nimănui. Puteți să dați... Ah, ba nu, nu, nu e. Că vă care... Nu, nu, da, 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 din câte e, așa știam. Eu dacă plec, nu e problemă, eu dacă dați, plec. Nu, dați, dați că explic dacă e. Dar nu e mai bine e. Prin dreapta, oare? Nu e mai bine prin dreapta? Da, nu, că tot acea problemă. Nu prea, trebuie să ocoliți un picuț. Dar dacă puteți să dați în față, dați în față. Și explic eu omului că na, nu s-a putut aici, adică na, nu e, nu e problemă, eu nu mă înțelegător aici. Eu încerc să, adică, cât cred, mai sper. Să nu... Uite, iau cât mai puțin din interes. Mare grijă la copac să nu, acum să nu dați cu copacul. Mare grijă la copac. Haideți, haideți. Bun, ați ieșit din curte. Nu, atinge la copac, atinge la copac. Țineți, țineți drept. Am încercat doar să nu iau foarte mult din teren. Da, da, da. Nu, nu. Să vă certați cât mai puțin cu el. Stați două secunde să vă să nu fie prea mare teren. Nu, dați cu încredere, dați cu încredere. Se murdărește un pic camionul, dar în rest nu-i problema. Așa. Aici ar trebui să pun. Aici faceți la stânga ca să la stânga pun GPS-ul până. Da, puteți face stânga, stânga și practic se întoarce drumul de unde ați plecat dumneavoastră. Bun, păi. Îmi pare bine cunoștință și cum am zis, poate ne mai auzim pe viitor. Și nu mi-a spus de. A, da, 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 am și uitat, am și uitat. Mă scuzați, da. Stați să parcheze aici așa puțin să nu. Da, băgați o avarie ceva, că am sunt mulți BMW aici pe aici și vă înțelegeți foarte bine, nu e problema. Hai că văd și eu avarie, pac, înțeleg, nu. Așa. Da, eu am, vă trimit pe WhatsApp, că nu știu numărul de telefon, l-am aici, vă trimit dacă vreți. Da, de încredere, să nu muncească până la da, am o femeie, am o femeie. Să rămân singur pe cum. Dom'le, am o femeie care nu are nici carnetul de șofer luat, dar conduce un tractor excelent. Ea are mai mulți copii și este foarte motivată să muncească. Este foarte motivată. Așa că, dar nu, nu o să vă muncească 8 ore pe zi, pentru că trebuie să-și ia copiii de la grădiniță, trebuie să mai mă gătească pentru ei, așa că dacă aveți, eu știu, 4 ore, 3 ore... Păi cât timp îmi spune dinainte și se ține... Vă înțelegeți, na, na. Maricica o cheamă, eu îi zic și Marilena, dar Maricica o cheamă și eventual puteți să-i spuneți că de la mine o știți. Prin și atunci... Trimit numărul tot așa pe WhatsApp. Da, vă trimit numărul pe WhatsApp și... Legătura. Exact, și bizumul imediat se rezolvă și cu chestia asta. Bun, păi, o bătaie de palmă sau de cot așa, pac. De cot, de cot așa pe COVID-er și... De cot e perioada, da. Da. Drum bun vă doresc și ce să mai? Sănătate. Mulțumesc frumos pentru, pentru acest trade și să aveți multă baftă. Poate ne mai întâlnim. Poate ne, poate mai, ne întâlnim. Mai întâlnim, sigur că da. La revedere, numai bine. Sănătate, zi bună. La revedere. Hai doamne, e un om extraordinar, ce să mai. Îs curios unde, unde e mai exact, că eu am văzut localitatea de unde el e, că acolo scria că vinde tractorul, dar nici de cum nu știu exact pe unde. Ar trebui să vizităm în curând. Hai că dura ceva treaba asta, dar acum avem un Dita mai, Dita mai mastodont în fermă, iau-te-l! O să trebuiască, oh, oh, o revizie, trebuie să-l vizităm pe Alunelu, pentru că da, decât jantele le văd în condiție bună, surprinzător sincer, surprinzător, dar cauciucurile nu, astea sunt degradabile. Sunt degradabile, degradate, ce să mai, sunt într-o stare deplorabilă. Dar în rest, eu cred că putem să-l punem pe picioare și cred că cu New Holland ăsta
putem ce să mai? Putem să ne aventurăm pe toate terenurile astea ale noastre, că nu am preconizat dealurile alea, că n-am știut de ele, firar mama lor să fie. Acum, sincer, duc doar un picuț la UTB-ul ăla pentru că l-am tot folosit, dar și oamenii din sat o să mulțumească pentru că nu le mai poluiesc grădinile acum cu eșafamentul. Hai că ne-am lungit o grămadă și rămân fără bateria la GoPro, noi ne vedem data viitoare. Și vedem ce zice și mecanicul despre acest New Holland. Să sperăm că am mai lucrat la așa ceva, că dacă nu, am ars-o. Am ars-o! Ne vedem pe data viitoare! Pa, pa!